Bine ați venit la ședința de astăzi. În legătură cu procesul verbal ați primit acum, dacă ați avut timp să discutăm cu tine, să vedem dacă sunt obiecțiuni, dacă nu, supunem la vot. Așteptăm câteva momente, dacă cineva... Cine nu a avut timp să vieze, ceea ce la ședința următoare poate să ridice problemă, dacă e ceva... Da. Am văzut barbă? Da. Văd că doamna secretară trecut aici în procesul verbal, data mai minciună, domnul vigilar, că am fost eu cărat cu mașina. Specificați acolo, doamna Luminița și-a luat permisul de conducere în 96, când eu eram la liceu. Domnul primar, dacă vrea să mintă, să mintă. Și atunci de ce vorbește prostit? Dacă nu știi, nu mai e. Dar nu are legătură. Nu are legătură. Uitați că scrie procesul verbal. Și nu vreți să fie consemnat, atunci îmi spuneți, atunci, domnule, asta nu consemnă procesul verbal. Eu am zis că nu. Eu acum l-am primit, nu știu eu, poate semnat așa ceva. Verbal am luat ca și... Nu, nu, asta n-are ce căutare. Plus că edita mai minciună. Eu am... Dacă considerați că nu trebuie să trecem ceva, menționați exact, domnule, discuția asta nu consemnăm. Asta puteți să o scoateți de aici. Vă rog. Și să-mi dat așa tot copii. Îl văd și eu. Da, în legătură cu ordinea de zi, am mai primit un proiect de hotărâre să știi, da, cu alegerea președintelui ședinței. Dar, în legătură cu procesul verbal, supun la vot cine este pentru. Pentru ce? Pentru modificare sau sunt obiecțiuni? Nu sunt. Dar s-a notat. S-a notat, în afară de asta. În afară de aia, nu. Da. Dăm cuvântul domnului vicepreședinte, va citi ordinea de zi. Dispoziția numărul 338 din 25/10/2022 se convoacă în ședință ordinară pentru data de 31/10/2022. Consiliul Local Balcan, județul Bacău, la sediul Primăriei Comunei Balcan, județul Bacău, în sala de ședință, începând cu ora 15, având următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății contribuției aferente anului 2022 pentru AT Balcan județul Bacău către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul social de dezvoltare intercomunitară pentru stabilizare Bacău pentru anul 2022 și diverse. Supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Dacă nu cineva, potrivit. Trecem la primul punct al ordinei de zi. Dacă vrea cineva să scrie la cuvânt. Dacă nu sunt... Supune la vot. Cine este pentru? Să abține cineva? Trecem la punctul numărul 2 de pe ordinea de zi. Discuție. Dar pune eu să-mi urări. Ah, dincolo. Dacă nu sunt puțin nici la punctul ăsta, trecem la vot. Cine este pentru? Să abține cineva împotrivă? Pentru alegerea președintelui de ședință. Punctul 3. Propune. Băieții, vreați să v-ați propună? Da. Eu propun ca pentru următoarele 3 luni ca președinte de ședință să fie domnul Macaru. Macaru. Mai vă propunem, mai vrea cineva să facă propunere? Eu o propunere. Spuneți o propunere. Ce să mai propună? Da, nu bară, nu are rău să faci. E bine, bine să știi. Punem la vot în ordinea propunerilor. Cine este de acord ca domnul Macaru? Președinte, ședințul următoare 3 luni. Dar ține cineva potrivă? Pentru. Deci hai să 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și 12. Dacă punem degeaba. S-a abținut cineva? Împotrivă? Deci, 3 abțineri. Așa. Da. Trecem la diverse. Cine este pentru, cine nu și-o dă apă. Dacă vrea cineva să intervină la diverse. Domnul Gânda. Da, nu, lista rămâne deschis, nu așa, spuneți. Am trecut pe la, am trecut, vedem fiecare, la școlele astea două primare și practic, la cam astea două. Școala de la Balcan Matena și școala de la Rățel. Ele, dacă nu mai au elevi, totuși, acolo școala primară, dom'le, un punct, un reper, au învățat părinții noștri, am învățat chiar și noi. Nu se poate ca o școală primară, chiar dacă nu e nimeni la Rățel și la Balcan Matena, să-i intri vaci, să-i intri cai, hai să punem lacătul, nu intră nimeni și de 2 ori pe an să facem curățenii în jurul școlii. Că chiar am văzut pe cineva unit ieri la Hram, la Rățel, aici am învățat, la Rățel. Nu arăta bine, de loc. Și trebuie făcut posât de 2 ori pe an, așa e frumos. E o școală veche, care e o amintire legat de astea 2 școli. Și dacă vă mai spunea, dar nu, astea 2, Balcan Marginea și acei de la Rățel care se închisă. Al 2-lea punct ar fi, la Busioc este un parc, fiind copii și căsoasă, nu există parc de joacă decât acolo la Busioc. Spunea din nou, un coș sau 2, dus acolo, dar dacă vă duceți acum, hârtii pe jos, nu are unii să le pun. Deci nu are, un coș sau 2 pus acolo, cum îi pus, de exemplu, la școală, la terenul de fotbal la Rățel. Dacă copilul vede coșul, îl pune acolo. Dacă nu are coș, îl aruncă pe jos. E urât. Au distrus toate coșurile alea. Am văzut la Rățel, doar am dat și postare. Legat de luminile, iluminatul public. Dacă mergeți, de exemplu, seara, la Rățel, cred că sunt în jurul la 20 de becuri până la ora 10 când se închid. Vorbesc unei terenuri de fond. Hai să facem ceva, eu propun, sau să facem ceva, mai luăm din becuri și să lăsăm toate noastre aprinsă, dar nu le mai lăsăm toate. Păi, jumătate renunțăm la ele. Deci, ca să ai 20 de becuri, 3 ori dimineața și 3 ori seara, mai degrabă le 10 becuri, să fie toată noaptea. Deci renunțăm la jumătate din lămpi, să avem și noi lumină, dar nu de cum e acum din 50 sau 100 de metri, măcar la 200 de metri, să fie un bec. 200, 200 și altceva mergem. Și facem economii, decât să rămânem 6 ore pe întuneric noaptea. E greu, mai ales la țară e foarte greu. Dacă mai are altcineva ceva de spus, astea au fost propunerile care nu am. Dacă mai vrea cineva să ne ia cuvântul să interveni. Da, da. Bischit, bienul este împlătit. Prin curbi, prin asta, sunt becuri, sunt, dar în momentul când se ia becul iluminatul, când se ia la ora 22 seara, până dimineața la 4, rămâne întuneric. Nu mai degrabă decât să fie atâtea de multe, că sunt multe. Renunțăm la jumătate și să le avem restul jumătate, flux continuu și tot același consum de curent avem. Și avem un bec la 200-300 de metri, avem un bec la curba, avem un bec la instituțiile care, cum e biserica, cum e școala. Trebuie să fie bec, că mergi la școală la schimb, nu vezi un bec, dai un loc cu ursul pe drum. Eu zic că se poate face ceva ca să fie și cetățenii, cât și de cât mulțumiți. Asta întrebam, că l-am dat și la mine, de exemplu, la clavă acolo, un stâlp are, un stâlp nu are, un stâlp are, dacă nu mai ești, pe rău. Dar cam așa e peste tot. Mai sunt zone care mai aglomerate, de exemplu, la unii stâlpi, nu, cum să le doi stâlpi. Păi la mine au sărit și stânga dreapta, că la mine stânga rău, cu aceea. Tehnic, unii curbă, unii nu știu și tot așa, unii chiar curbă pot sau ceva, deci mai renunțăm, am zis că facem ceva să fii mulțumiți cu oamenii. Ne consultăm, eu am făcut o propunere, o alegere pe care mai bun, poate are cineva o altă propunere mai bună. Deci acum ați la 2 stâlpi un bec, unul în mijlocul, lasă să fie la 4 stâlpi un bec, să la 200 finește, nu fii beznă toată noastră. Deci un bec prin stâlp luminează în jurul la 50 de metri, 100 de metri pe rază. Luminează, cel puțin vezi de realiza lucrul ăsta. Poftim? Tehnic s-ar putea realiza, să luați de decupleze pe ale. Tehnic se poate realiza, dar după cum știm, nu avem electrician acum. Deci asta vreau să spun, electricianul o ieși la pensie și e ceva din... Ar fi ceva, dar totuși vine, începând din 2-3 săptămâni, vine Moș Crăciun și să agață lumină. Ei, tot merge din stâlp în stâlp. Și atunci, când le agață pe ele, pot să te putează un stâlp. Ei, eu propun. V-am spus, aveți alta mai bună. Vom analiza. Trebuie analizat. Deci ceea ce spun eu, spun și eu cine a spus alții. Dar s-au făcut în orașe, în multe orașe, s-au făcut așa, în cartieri, s-au redus la jumătate numărul viețurilor. Da, dar totuși există lumină. Sunt biserici. Da, totuși există și se face reducere de curent. Hai să reduce la jumătate. Păi tot acolo ieșe să reduce. Da, s-a înțeles, s-a notat. Da, dacă vreau, am luat să amintit domnul vice, la pot la Ludaș aici, la Taslău, chiar pe partea dreaptă când mergem la vale, e blocul ăla mare acolo. La cine a fost din Bacău sau din Sicilul? Nu știu acum, dacă e în albe, bărăiesc. Nu, e chiar acolo, cum a fost puși plotul și a rămas seara, Doamne ferește, s-a rupt acolo, rupt balustrada acolo, vin pe Simona și e cam gata ăla. Și e cam, totuși, e greu de tăiat. Nu știu plopul ăla mare. De multe ori am vrut să vă zic că, nu, ăla e bine un pericol de acum, e gata. Și despre cum stregai, nu e aceeași treabă și la Rățeni. Trebuie tăiat și monumentul de acolo. Dar trebuie tăiat, dar nu poate tăia oricine. Dar sunt mașinile astea care au, cum se cheamă, aia de ridicat. Sau cum, nu știu, cu ciopă. La Rățeni nu știu ce mai mențin profii, cel puțin nu. Pudre, nici frunză n-are nici... Aceea de la apă, de lângă apă acolo? Da. De la apă, da. Da, ferește, cade un crac pe cineva, îl omoară. Aici cu mașina e de... Stăgă și la pod acolo. Sigur. Variatul e mare, dacă îl faci. Vin tăiață, e tot propuși printr-o hotărâre de lucrăție. Proiect de hotărâre făcut și votat. Nu da știi ce cu ei. Ce cu ei? Cineva spune și eu zic că popii aceia 1160 de ani de cât timpul Vlad Țepeș și nu știu pe aia ce... Dar plopul nu trăiește. Cele așa o crescut, s-o nimerit, noi nici nu... Astea plope scurte... Cât timpul nu știa ceva, n-avea cum să fie. Dacă a devenit un pericol, automat trebuie să... Sigur, cine păduran știe cât ce viață are ăsta, durata de viață a unui plop. Plopul ăla are 7, e din 70 plantate, domnul Marc. Dar oricum nu are fragil. Da, la Ludaș, da. Dar restul, la Rățeni, are fost 100 de ani, cred că are mai mult n-a. Și dacă cade, se rupe, cade în casă, Doamne ferește, la 100 de ani n-a. În timpul Ștefan cel Mare. Chiar l-ați văzut că... Da. Găsim o soluție. Oricum, trebuie făcut adresa de pe doamne Nefuduș. Nu, la concorde trebuie să facă adresa. Voi cred că primarul Abel are treabă de viață. Dar dacă vedeați cineva să intervină în mod direct... Aici a cuperii. Nu? Așa trebuie. Da, dacă nu mai sunt probleme, declarăm ședința închisă, mulțumim de participare.